Bă, s-au cărat Pepen de la Dăbuleni și bă, Bachita în spate cu remorcă și s-a făcut taximetrie cu ele. Și mi-arătau, bum, telefoane, screenshot-uri. Mă, ce e acolo, mă, ce balta asta așa cu plin de pește? Plin de pește și mai crab de la mare. Și biban și somon și toate nebunii. Cât te costă un schimb de ulei? Da? Filtre. 150 de lei. La service. Salutare, dragii mei youtuberiști. Astăzi facem un vlog special pentru hateri. Bate un pic vântul, sper să nu se audă pe la varieră. De ce facem un vlog pentru hateri? Pentru că avem o invitată, mă refer la obiect aici, un pic mare, un an și iese la pensie, dar încă poate, încă poate. De ce hate? Încă o dată, pentru că sunt mulți care, domne, toți sclavii ăștia stau pe tarif de ăsta mic, Bolt sau Uber X, că noi n-avem, noi ăștia cu mașini mai șmechere, n-avem loc de ăștia cu Loganurile. Și astăzi avem de prezentat un Logan 2008. Deci, mai are un an și este la pensie. Ce pot să zic despre această mașină? Sunt review-uri pe net, 18.000 de review-uri. A fost mașina asta desfăcută șurub cu șurub. N-are rost să vorbim despre cum arată. Arată ca un Logan fabricat în 2004. Ele s-au fabricat, deci modelele astea, 2004-2012. Și dacă nu mă înșel, facelift-ul ăsta a apărut în 2008, nu? Dacă greșesc, să mă contraziceți. Mamă, ce mă bâlbui, nu contează. Și aceste mașini, bă, s-au cărat Pepen de la Dăbuleni și bă, Bachita în spate cu remorcă și s-a făcut taximetrie cu ele de... Adică au fost niște mașini trainice, asta vreau să zic, și sunt în continuare, adică ele încă rulează și nu sunt neapărat cazane, că domne arată nu știu cum. Important, motorul, frâne, cutie, să fie funcțională. Că mai ai o tabă, uite pe aici, e un pic strâmbă, că se vede clar că a fost lovită în față. Uitați distanța de aici, aici, și mai e o treabă. Cât de mică e distanța de aici. Deci se vede clar că mașina a fost lovită în față. Dar m-am uitat mai devreme pe desul, nu cred că lonjeralele le-au avut de suferit. Ideea e că nu s-a mai așezat bine, n-ai ce să-i faci. Dar asta nu înseamnă că nu este sigură de umblat, de mers cu ea, mai ales în oraș. Bine, nu te duci de nebun cu ea în Germania să-ți cumperi flori sau să-ți cumperi nu știu. Dar de mers prin oraș este ok. Hai să dăm o tură așa pe lângă ea, să vedem ce mai are. Bă, da, nu știu, aici i-ai pus acțipilduri, ce e, în sfârșit, hai. Deci, mașinuța de-a lungul timpului a avut de suferit, am înțeles că a fost taxi înainte de a face ride. Deci, tot pe zona asta, am înțeles că are undeva la 400.000 de kilometri. Că ori fi real, că n-or fi reali, dar sunt 400.000, da? Și din câte am înțeles, în motor nu s-a umblat, decât cutia a fost schimbată odată. Fix în ziua care s-a cumpărat mașina, o să ne explice proprietarul Pățania. Dar na, așa se întâmplă, când vinzi o mașină, o vinzi atunci când aproape cade. Așa facem noi românii și cred că nu numai noi. Și de ce zic nu numai noi? Uitați-vă pe afară, bine, afară e un alt fel de concept. Adică a ieșit din garanție, gata, oamenii o dau buyback și o cumpără românii, bulgarii și așa mai departe. La noi tragi pe ea până când moare și după aia o dai. Bun, rugină, foarte un pic aici. Pe aripă, nu știu dacă mașina a fost revopsită, cred că a fost, nu știu dacă a fost revopsită, dar cât de cât de atâția ani s-a umblat un pic la ea, mă refer că arată cât de cât bine, eu când mă uit așa la ea, nu e o imagine de aia să fie, nu știu, găurită, am mai văzut mașini, na, pe spate nu a fost lovită, din câte observ. Adică sunt toate cam la linie. Așa. Aici avem puțin kit. Aici probabil că ori a ruginit, ori a avut o împunsătură ceva. Dar na, nu... nu este o mașină care să arate
execrabil, ca să zic, nu. E un Logan care a fost muncit, încă merge. Ia uite ce cauciucuri bune are pe spate. De iarnă, ia uite, bagi degetul, e perfect. Avem rost de 15, pe aia 195-65 R15. Normal, mergem la, cum îi zice, la consum, ca să zic așa. Cât mai ieftin. Nici nu se merită să pui jante mai mari sau să faci anumite chestii care te vor costa în timp. Avem jante de tablă, pe aia se vede, cu capace. Adică e mult mai ok așa decât să spargi o jantă de aliaj, te cam costă. Hai să vedem cum deci cum se urcă un client într-o mașină de ride sharing. Deschide frumos ușa, aveți aici o clapetă, da? Asta, de aici se deschide ușa, frumos. S-a auzit, ați auzit cum s-a auzit? Ia, da, nu, ce dracu. Deschis frumos, are, câte are? Una, două. Deci, depinde cât ești de gras. Așa. Eu mă așez puțin altfel ca Ceaușescu când intră în tank, cam la variera după mine. Loc în spate. Cum vă spuneam, nu sunt foarte sexy, am 1.70. Stau destul de bine. N-ai... Pentru oamenii care nu sunt pretențioși și vor să ducă în punctul A, în punctul B, nu trebuie mai mult. Despre asta e vorba. Este o mașină care te-ai urcat. Dom'le, unde mergi? Băi, de aici până acolo, bun, de aici până acolo. Important e ca șoferul să se comporte frumos și să aibă un drum liniar. Manual pe spate, aici frumos, un fel de cuvertură sau ceva de genul, da? Ca să nu fie chiar degeaba. Să simți și tu frumos la mână un material. Da, e... Cotieră n-avem, avem tetiere, avem mâneri de care să ne ținem. N-avem priză de 12V în spate. În schimb, aici vină puțin cu camera. Aici se vrea a fi un cup holder, dar n-ai, asta e aftermarket, presupun. Și din cauza ăștia nu poți să mai pui nimic. Probabil un pahar mic de cafea. Aici știu că modelele astea veneau echipate cu scrumieră și aici stătea scrumiera. Bun, hai să mergem și pe locul din față să vedem un pic care e treaba. Și să stăm de vorbă cu proprietarul, să vedem ce povești are să ne spună. Am urcat la bordul avionului numit Dacia Logan. Hai să vedem ce opțiune are. Ia uite, avem geamuri electrice pe față, avem AC, cu asta nu e climă, e AC normal, nu? Da. Da, așa. Avem, mamă, ăsta e Sony, deci avem ceva foarte interesant aici. Avem Sony. Cu CD-uri, nu, e cu USB, nici măcar, deci nu, e din generația nouă, domne. Așa, avem încărcare aici, priză de 12V, oglinzi electrice, de aici le legăm, nu? Da. Oglinzi electrice, avem indicatorul pentru gaz. Eu nu știam, că nu prea m-am urcat în Logan, nu de figuri, doamne ferește, dar nu am avut ocazia să conduc foarte multe Loganuri. Volanul, domne, este reglabil pe înălțime. De ieșit nu iese, dar e pe înălțime. Bun. Gurile de aerisire. Avem aici oglinda. Lumini. Cam nu prea avem. Na, cam așa arată mașinuța. Avem, uite aici, airbag în față. Pe unde mai avem airbag-uri? În volan. Și cam atât. Nu avem alte airbag-uri. Și mai avem o cotieră aftermarket. Eu zic că e utilă. Da? E reglabilă. Deci nu, așa ceva nu se poate. Așa și se și deschide. Mamă, și aici avem farmacie. Bun. Perfect. Cam asta e Loganul la interior. Hai să vorbim cu proprietarul, să ne spună niște povești, să vedem cum s-a apucat de ride sharing și cât de mult îi place. Am revenit. Suntem alături de Robert. Hai, salutare, ne salutăm tine. Prima oară pe clipul să se vadă așa, dăm ca ăia, cum îi zice, președinți. Așa. Ia spune, Robert, cum te-ai apucat de ride sharing? Păi eu înainte de ride sharing mă ocupam de, eram livrator de, pe una dintre platforme și în momentul în care în iulie, august, când au venit concediile și treaba, comenzile, na, lumea pleacă, munte mare, comenzile s-au rărit, automat și câștigurile, veniturile și atunci am zis că trebuie să fac o schimbare. Vorbim cu prietenii, mi-au
toată lumea, știi, toată lumea cred că știe care face acum ride-sharing, ce s-a întâmplat vara trecută. Și mi-a arătat, bun, telefoane, screenshot-ul, mă, ce acolo, mă, ce balta asta așa plină pește. Plină pește, și mai crab de la mare. Și biban, și somon, și toate nebunile, și am zis, hai să încerc. M-am apucat repede, am făcut atestatul, mi-am căutat singur școală, să văd care e treaba. Am zis o chestie că poți să faci școala și la Uber, o treabă de asta. Da, păi așa am făcut-o. A, eu am făcut-o la o, de asta, pe stradă, o școală autorizată, am făcut astea și... Te-ai băgat, nu? Da, eu aveam o mașină 2005, un Logan. Tot un Logan. Da, 2005, prima variantă, albastru jandarm. Și nu mă primea și am făcut repede, am vândut-o pe aia și am luat-o pe asta. Și, da, bani n-au fost suficienți, asta a fost bugetul. Na, ce se face? Că la toată lumea, nu te apuci de ride sharing dacă ai o grămadă bani. Nu, și eu, și tu, și alții care lucrăm în această branșă, nu suntem oameni avuți, să zic așa. Eșernută aia care ies cu seria 7 după păsărici, știi? Să știi aia că... e altă treabă. Să știi că, scuză-mă că te întrerup, am avut și colegi pe când făceam livrări, îi vedeam cu Audi A5, S5, cu BMW-ul R90, nu mai zic, plictisit eram, și întrebam, a, paranteză, le era rușine, poate luăm hate-ul acolo, le era rușine la locație, nu luau geanta cu ei în mall. Că scos din A5, scos geanta de Glovo, urât, sau Glovo orice platformă. Ce să faci, mă, asta e, pandemia asta ne-a lovit indirect. Direct și indirect, pe mulți dintre noi. Probabil omul nu mai avea bani de benzină la 5S. Dar eu nu judec. Ideea este nu, că... Nu, Doamne ferește. Doamne ferește, nu e vorba de judecat. E vorba că ne-a lovit grav rău de tot pandemia pe toți, fără niciun fel de menajamente, și atunci a trebuit să facem ceva, fiecare. Păi da, și în opinia mea, sincer, pandemia, pe lângă partea cu treaba cu sănătatea, să atingem subiectul ăsta puțin, a fost despre 90% adaptare, să te descurci, să ieși din situație. Exact. Și noi cum vorba, zicea un stand-up, nu mai știu care, cred că Teo, și noi cum avem genul ăsta de gândac de bucătărie, da, ne-am adaptat, da. Ce puii mei. Bun. Care a fost primul tău contact cu ride-sharing-ul? Adică la modul, ți-a plăcut sau nu ți-a plăcut? Asta era ideea, adică nu neapărat, vorbim și de primul contact după aia, dar la modul ca job. Doamne, cum ți-a părut ca job treaba asta? Păi, în primul rând, eu ca persoană, eu dacă stau 10 minute degeaba, pe mine mănâncă piele. Eu nu suport, dacă am ieșit la muncă, e muncă, e distracție, distracție. Eu eram foarte încântat, dar nu de câștiguri, eu nu m-am apucat de poveste. Eu vreau să mă îndrept situația financiară, să mă apuc de treaba asta, vedeam că merge și am avut încredere, nu m-am apucat sezonier, hai, m-apuc și eu că merge, n-am fost în ipostaza aia. Chestia a fost că mi-a plăcut, mi-e place să vorbesc cu oamenii, am mai lucrat în vânzări de-a lungul timpului. Am avut contact tot timpul cu oamenii, n-am avut o problemă. Eram pregătiți pentru rele și pentru bune. Da, acum... e normal. Mașina. E o mașină destul de hăituită, destul de... Forjată. Nu ea în sine asta, Dacia Logan, mă refer. E o mașină care mulți și mulți o văd cu ochi răi. Că, domne, tarifele pe ea sunt cele mai mici, că e urâtă, că nu știu cum. Haideți să fim serioși, este o mașină bună pentru acest business din punctul meu de vedere, o să-mi iau hate iar, deci, da? Pentru că este foarte ieftină la întreținere față de alte mașini. Și tu ai făcut cu mașina asta pentru că, pe asta ai avut o parcare, nu? Presupun, da? Da, să am o bani, schimbarea asta a fost bani. Da? Și altul care face cu, nu știu, Renault, Peugeot, BMW, Mercedes, Audi, aia poate ai avut o parcare. Corect. Și tu n-ai nicio vină că tu iei curse, cursele cele mai ieftine, tariful cel mai ieftin, și că ei nu mai au loc să-și ia tariful scump, sau că le intră și lor tot curse ieftine, sau chestii de genul ăsta. Până la urmă, nu este vina ta. Tu pe asta ai avut-o, cu asta faci. Corect. Dar uite, în opinia mea, scuză-mă că te întreb de nou, în opinia mea, de-aia tu faci cu X mașină care intră la confort, la select, de-aia clientul are opțiune, poate să aleagă confort select, alege Uber X. Asta e Uber X-ul. Sau, mă rog, da. Vorbim cam de Uber. Ideea este că
ei spun așa pe grupurile de Facebook și așa mai departe, adică oamenii mă refer, unii dintre ei spun, domne, haide să nu mai luăm curse UberX sau Bolt-ul pe ăla ieftin. Păi ce, tu ar trebui să stai acasă. Păi dacă îmi fac băieții salariu, eu stau. Ați auzit? Făceți omului salariu să stai acasă. Dacă voi aveți pretenția să luați doar confort și select și așa mai departe, oamenii ăștia ce să facă? Să stea acasă, ce să facă? Să nu... Haideți să fim serioși, avem familie, avem copii, avem rate la bănci, ne luăm case, avem... Ducem o viață normală, la fel ca și voi. Și n-ai cum să... Cum zice, să-i ceri unui om, bă, tu, pași la revedere, stai acasă, ca să fac eu bani. Corect. Asta e situația. Această mașină, ai avut hate din partea clienților, de exemplu? S-a urcat frenul, bă, pișeam aș pe Loganul tău. Nu, la modul sa atitudine nu. Am avut, mă rog, o singură pățanie de hate, ca să zic așa, vis-a-vis cu ușa, portiera spate dreapta, opritorul era uzat maxim și o doamnă pasager a căzut de mașină la semafor. Cum drăguț să cadă, mă? Păi, opritorul, na, femeia oricum avea 50 de kilograme toată, cu tot cu haine. Așa. Era în stare de ebrietate, ușor avansată. Mai avea un kil de vodka la... Nu? Da, ușor avansată. Un litru, deci, ca să nu mă, așa... Nu mă pricep, dar anemie cu băutură, na, dai seama de unde putere. Anemie cu băutură. Și s-a așezat drept pe scaun, pe bancheta în spate drept, ușa deschisă la maxim, unghi de 90 cred că are, sau aproape 90, iar ea, fără niciun fel de efort, s-a întins și a vrut să tragă portiera cu toată forța, doar că portiera a trecut de primul așa și la primul, știi că mai are la 45, da. Pe acolo ea s-a dus înapoi, spre 90, și ea n-a vrut să dea drum la ușă, ea a zis că e prietenă cu ușa, n-a vrut să ducă ușa singură, și efectiv eram aici unde stai tu acum, pe cuvântul meu, și m-am trezit cu piciorul ei, asta nu e nicio categorie, m-am trezit cu piciorul ei direct așa pe aici, zic, ce se întâmplă? Și mă uit, era cu rujos, ce să mai, pe cum, domnul, sunteți bine, m-am dat jos, am ridicat-o, stai ok, sunteți ok, ușa noastră este foarte puternică. Puternică ușa, da. Adică, nu zic, mi-am asumat, a doua zi, că era, asta s-a întâmplat noaptea, am făcut și eu noaptea, și a doua zi am fost la service, am schimbat opritorul. S-a întâmplat, adică eu nu sunt genul care să... Nu schimbam. Da, era amuzat, era punctul ăla, mai ales că dreapta e forjă, nu, nimeni să urcă pe stânga, toată lumea pe dreapta. Și parcă mi-ai zis de tot asta ți-a vomitat o mașină? Da, ea este și cu întâmplarea ce ți-am povestit-o mai devreme. Am plecat, eram pe Văcărești, urcam spre Mihai Bravu, puteți să opriți că mi-e rău. Prima dată am fost optimă, eram pe prima bandă, am oprit repede, sunt niște parcări goale imediat. Acum sunteți ok, vă duc la spital, aveți nevoie de apă? Nu, sunt bine, ok. Acum, a doua, până mai aveam 2 km până la destinație, puteți să mai opriți o dată. Eram pe banda a doua, 60 la oră, mașini în spate, 50 la oră, scuze. Mașini în spate, până dai, până semnal, până oprești, n-am mai rezistat, sărac. N-am mai. Și toți prietenii mi-au râs de mine, că oameni, că prieteni, amici care fac de 4-5 ani, eu n-am pățit niciodată așa ceva. Eu zic, uite, eu am pățit. Dar ce să faci? Astea sunt riscurile de noapte, tu știi mai bine, ai făcut noaptea. Da, tot noaptea am făcut și eu. Ce costuri de mentenanță ai cu mașina asta? Cât te costă un schimb de ulei? Da? Filtre. 150 de lei. La service. Pă bune? Da. Bă, deci mă scuzați, am reacția asta pentru că nu am avut Logan. Nu am avut Logan și nu știu cum costurile, deci 150 de lei filtre cu ulei. Filtrul de aia, filtrul de ulei și uleiul. Bă, frate, vreau și o Logan. Bă, nu-i bani jos. 150 de lei, what the fuck? Da. Pe drumul de la, mașina asta am luat-o din Cluj. Acolo am găsit-o, am luat-o, am semnat cu tare, mi-am asumat în prima, am văzut problemele. Fii, dracu, mai mult a costat drumul până la Cluj, ești nebun. Da. Mi-am asumat, am văzut tot ce ai prezentat și pe afară, știam. Ăștia au fost banii, mi-am asumat, zic, merg mai departe. Asta e, da. 10 km, am plecat de în Cluj, poc, am spart cutia, s-a spart cutia de viteze. Asta a fost prima pățanie. Fiare, n-ai ce să le faci. Dar am înlocuit-o. Știi cât m-a costat? 350 de lei cutia. Doar piesa, cutia în sine. Am la a doua, presupun. Da. De ce? Dezmembrări.
N-avea sens. Frate, am mai făcut și un vlog vis-a-vis de mașini și la fel spuneam, băi, că aveam întrebări la un moment dat pe canal, ce mașină să-mi iau? Ce dracu sunt eu, că nu, habar n-am, adică nu sunt un mecanic sau ceva, știi? Doar un observator, pur și simplu observ, atâta tot, știi? Și după aia m-am uitat, am zis, băi, hai să văd ce face lumea la sharing. Și vedeam Meganuri, vedeam Loganuri, vedeam Prius. Zic, uitați-vă și voi cu ce face lumea și asta luați-vă, pentru că cu cât sunt, deci dacă vezi că piața e plină de un anumit brand, înseamnă că găsești și piesele la mâna a doua, se aduc și piesele originale, vin destul de repede. Că degeaba ți, de exemplu, cum am avut eu Latitude-ul, că sunt 20 de mașini în tot Bucureștiul. Așa e foarte rară. De, am stat o lună de zile pentru un intercooler. Mamă. Înțelegi? Adică, nu, nu, ia-ți o mașină care... Și ăsta nou, nu? Intercooler. Nou, păi da. Nu găseai nici la mâna a doua cine... Dacă sunt 20 de mașini tot Bucureștiul, de, ții, da. De unde dracu să ții? Și de asta am zis, luați-vă mașini care sunt... Le găsiți în piață, să puteți să schimbați repede. Dacă aveți o problemă, imediat la orice service te duci, găsești piesa, o pui, ți-ai văzut de drum. Și mentenanța, asta e, pe la 150 de lei, că faci pe săpun undeva la 250 de km pe zi, între 200 da, pe acolo. Da, da. Păi, tu la lună gata, trebuie să faci schimbul. O lună și puteți, o lună și o săptămână vine... Adică, una e, eu făceam schimbul 8 milioane, 6 milioane 700, că noi am schimbat filtrul de motorină. Dacă am schimbat și pe ăla, eram undeva la 8 milioane. Păi, compară 1 milioane cu 1,5 milioane? Așa alte condiții. Lumea cu Loganul, pentru așa alte condiții la... E, na. Deci mi-a apat un frumos de acolo. Vreau să puntez mai devreme. Ai zis tu că de ce mulți au pus eticheta asta de cazan, tigaie pe Logan. Da. Cred că am un răspuns la asta personal. Mă plimbam, mergeam la un drum lung cu un prieten. El avea un seria 7, 2016, avion. Și acum ne apropiem de bumperele alea. Și erau vreo 3 la rând. Păi eu îl treceam pe al treilea și el abia urca pe primul. Și știi de ce? E 60 de lei un cap de bară. Și te face puțin, adică îți dă puțin, e greșit spus, dar îți dă un pic de tupă, îți dă un pic de asta, știi? Am înțeles ideea, și da, și atunci clar. Tu o devalorizezi practic, că zici, lasă-mă, e 60 de lei, știi? Și... Dai mai tare, na, te mai urci pe bordură, te mai... Na. Este o mașină ieftină la întreținere, o mașină care nu se strică, deci au fost, cum îi zice, foarte trainice. Asta e motor de 1.4 pe ea, nu? 1.4, da. Cât 75 de cai? Erau odată. 75 de cai, vor fi măgare acum, asta e. Ponei. Cum? Ponei. Ponei. Și cât, ce consumă ai tu pe ea? Păi, în GPL 10, în oraș, doar oraș, mult oraș. Vorbim de București, da? Da. Așa? Și benzină nouă. Benzină nouă. Dacă nu se ridica, ca o mică paranteză, sincer, prea. La 7 lei și bine, și aproape 4 lei, 84 lei gazul, bine, pe gaz nici acum nu pot să zic că mă plâng, dar dacă, și în benzină, nu, mie nouă, nu mi se pare. Da, nu e. Adică n-are putere, dar niște șuturi așa îi dai, că ai nevoie să... Fii în trafic, să stai acolo niște... Da. Dacă nu ai dedus VIP-uri și nu știu ce persoane, la dracu vii cu una că, cum am avut-o eu. N-are rost. Acum, ce să zic? Vezi că, uite, în meseria asta iei și foarte mulți străini. Ai contact cu foarte mulți străini. Străini, să știi că o apreciază. Înțeleg că este veche. Chiar am o discuție cu niște clienți. Ei înțeleg că este model vechi. M-au întrebat în ce an, cu toare, cam cât a costat ea când s-a lansat... orbită. Uh-huh. Și au întrebat și le place foarte mult, este foarte spațioasă, stai foarte bine în spate, adică astea spuse lor, nu de la mine. Na. Da, bine, și o mașină, dacă nu mă înșel, vreau să mă contrazice, din clasa compactă, adică da. nu e catalogată mai sus, e nu. Clasa compactă de mașină. Exact, exact. Și din câte știu, are și portbagajul destul de măricel, adică poți să îți intre troller de avion. Am o întâmplare cu portbagajul. Ia zi. Eram la aeroport, fraților, nu mai stați la aeroport după curse, că stați ca mine, am stat o oră jumate, că hai că intră, hai că intră, intri în chestia aia, că hai, dacă am stat acum, nu mai vine să plec. Nu-ți mai vine să plec. Clasic, da. Asta, dacă ești daily driver, pățești asta. Și am stat o oră jumate, intru o cursă bună de 70 de lei, urc în parcare, că stăm și noi pe lângă, până ne-am învățat băieții, și urc în parcare și acum aveau două trolele mari.
având gazul, butelia rezervorul de gaz, este da, în roata de rezervă. Până am făcut și eu prima pană, am o roată de rezervă pe care o cară după mine în portbagaj. Și aveau două trolele mari. Edi, pe viața mea, că nu mi-e rușine. Pentru că stătusem o oră jumate acolo și am făcut nu. Am scos roata, era parcarea plină, să uita lumea la mine, am scos roata de rezervă. Știi, cașcarabete, știi că s-a aparată de plată și e și cașcarabeta aia de plată. Am dus roata după cașcarabetă, m-am dus la ea, i-am spus bună ziua să rămână, dar lumea a văzut că am vorbit cu ea ca și cum. Am anunțat că am lăsat roata acolo, m-am dus, am făcut cursa, mi-am băgat rolele frumos, că am încăput după aia. Mi-am zis, mi-am făcut cursa și am rămas și pe oraș, am făcut curse și în două ore jumate, recunosc că nu l-am gândit de la ea, în două ore jumate ajung înapoi la aeroport. Și mă întorc în parcare după client, în frunză după cașcarabetă, mi-au roata de rezervă, mi-au urc înapoi în mașină și am plecat acasă. Adică te-ai descurcat, cum da, spuneam. Avem ziua de aia de gând de bucătărie, mă ne descurcăm în orice situație. Per total, ești mulțumit de ride? Adică duci ceva bani acasă, că până nu vorbim de sume, că ce a fost pe vară, a fost pe vară. Da. Și rămâne în poze, pentru că mi-am luat și hate pe treaba asta. Dom'le, spui tu că faci, că dregi. Păi da, m-am spus și când fac și când nu fac. Dar ți arăt și poze când s-au făcut. Dar duci acolo un salariu liniștit, pui vei? Mediu. Că ăla... Știi care e chestia? Inclusiv, chiar dacă eu m-am apucat doar din septembrie până acum, era vorba aia, înainte era mai bine. Chiar dacă doar din septembrie, deci am scos vara, eu pe 23 m-am început, septembrie treaba asta. Chestia e că, overall, banii nu sunt destui, nu, și nu că destui nu sunt niciodată, dar nu e ok momentan. Și ce te ajută? Nu, ai cash flow. Da. Asta te ajută. La cash te ajută, dar mai e un nu, ai cash flow în sensul că ai bani mereu. Ai bani mereu. Asta e singura chestie. Nu aștepți ca la un job normal, la două săptămâni, la lună, chestii de genul ăsta. Ai bani mereu și îți faci treaba, să te descurci, îți plătești dările și... ce are toată lumea de plată. Mersi mult pentru vlog, sper că mulțumesc. V-a plăcut. Acest vlog, în continuare, mă repet, l-am făcut pentru că există foarte mult hate pentru aceste mașini. Mă refer la Logan, modelul mai vechi și chiar și cel după. Eu zic că nu are rost să ne hate-uim în felul ăsta și în halul ăsta, pentru că fiecare muncim și ne facem particica noastră și eu zic că trebuie să fim oameni. Like, subscribe, share, să putem să dăm înainte, cum zic, de fiecare dată. Și ce să zic, dacă aveți vreo mașină de prezentat, pe Facebook, pe Instagram, scrieți-mi acolo și rezolvăm. Omul chiar răspunde. Da. Mersi mult, Robert. Și eu îți mulțumesc, mi-a făcut plăcere. Și ne auzim. Da? Ciao, pa, pa!